Bine v-a regăsit, dragi cititori Herald, iată-ne din nou împreună la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda noastră Sorin Lucaci și astăzi vom vorbi în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Vom vorbi despre o carte publicată în colecția Himalaya. Este vorba despre potențialul nostru uman, o carte scrisă de Dalai Lama. Astăzi alături de noi este Marius Luca, facilitator programe de educație socio-emoțională în cadrul Fundației CERC. Și aș vrea, pe scurt, Marius, să ne și spui, înainte de a începe discuția noastră, cu ce se ocupă această fundație în câteva secunde. Așa cum spuneam, dragii noștri, puțin mai devreme vom vorbi despre această frumoasă carte, Potențialul nostru uman, o carte scrisă de Dalai Lama și publicată în colecția Himalaya a editurii Herald. Marius. Bun găsit, Sorin, bun găsit ascultătorilor Herald și nu numai. Fundația CERC, care în română este Centrul pentru Resurse de Compasiune în Educație, are de-a face chiar cu acest potențial uman, dar cu ținta pe educație, și anume să facă accesibile programe de educație socioemoțională, deci practic de suport al spațiul emoțional, suport al resurselor cognitive și mentale, care fac posibil ca educația să fie integrală, și anume să adreseze atât nevoile inimii, da, cât și a minții. Și astfel, în cadrul programului CERC, întâmplător sau nu, spune că deloc întâmplător, am pornit de la o curiculă numită Educație socioemoțională și etică, pornită din inițiativa lui Dalai Lama. Este o inițiativă secularizată, așadar nu ține de budism, nu ține de nicio religie, dar este puternic susținută de învățăturile care vin din această tradiție, dar la oaltă este cuprins acolo și mai tot ceea ce neuroștiința și alte științe, psihologie și etapele dezvoltării a copilului au scos mai bun la suprafață despre ceea ce știm în educație. Și așadar, centrul își propune să ofere resurse educatorilor, să formeze educatorii, astfel încât să aducă la clasă nu doar ceea ce ei au învățat să aducă la clasă, fie geografie, matematică, română sau o educație generală, ci și resurse socioemoționale, de empatie, de compasiune, de antrenare a atenției chiar, de a le aduce în școlile de stat sau în alte școli private care sunt interesate de acest program. Potențialul nostru uman, calea budistă a compasiunii, altruismului și liniștii interioare. Discursul susținut de sanctitatea sa Dalai Lama în campusul universitar de la Harvard a devenit, prin munca editorială realizată de Jeffrey Hopkins, un manual de învățături prin care putem să dezvoltăm într-un stil personal bazat pe fundamente budiste calea către propria noastră umanitate, către altruism, către generozitate și înțelepciune și bucuria de a trăi cu bunătate și candoare față de noi înșine și față de toate ființele sensibile de lumea în care trăim. Cum ai explica mai ales subtitlul acestei cărți? Este un mesaj de speranță. De ce? Pentru că toate aceste resurse pe care le-am menționat, altruism, compasiune, generozitate, nu trebuie imaginate, nu trebuie să le grefăm pe ceea ce suntem deja, ci în accepțiunea budistă și confirmată tot mai mult și de neuroștiință, ceea ce știm acum este că cumva aceste resurse, aceste calități, aceste minunate, nestemate, sunt parte din ceea ce suntem. Suntem prin natură, suntem generoși și compasivi. S-a relevat că de la cele mai mici vârste suntem în
înclinați să ajutăm, suntem înclinați să, să fim un sprijin pentru ceilalți. Dar avem nevoie de sprijin la rândul nostru, așadar suntem puternici relaționali. Așadar, toate aceste resurse au fost dezvoltate în timp pe cale evoluționistă. Așadar, tot ceea ce în practica budistă, dar mai nou și în practica seculară, se întâmplă este să dăm la o parte ceea ce ne împiedică să fim, de fapt, ceea ce suntem prin natură și creștere. Și anume niște ființe puternic ancorate în relație unul cu celălalt, dispuși să oferim și să primim empatie, dispuși să oferim și să primim compasiune, înclinați să oferim generozitate, adică să fim acolo într-un spirit generos pentru ceilalți, pentru că se simte bine pentru noi, se simte bine și pentru celălalt. Și așadar, prin practicile budiste, Dalai Lama scoate în evidență acest juvaier care suntem, de fapt, o resursă uriașă de descoperit. Da? Și lucrăm așadar, încet, încet, prin ferurite practici, cu răbdare, în cadrul poate unei comunități de practicanți sau cu suportul unui mentor sau unui maestru, lucrăm așadar la a da la o parte tot ceea ce ne împiedică să fim acest frumos potențial uman. Da? Și sunt foarte multe care apar în cale. De la o copilărie poate nu atât de împlinitoare, poate de la traume care au apărut pe parcurs și care nu au fost bine integrate, poate la o educație deficitară din ferurite motive. Așadar, tot ceea ce un adult acumulează pe parcurs și duce ca un bagaj, da? Învățăm ușor-ușor să dezvățăm, învățăm ușor-ușor să lăsăm jos tot ceea ce nu suntem, tot ceea ce nu ne aparține și să găsim calea către această ființă mai luminată care suntem. Așadar, nu este nimic ezoteric în asta, e o reîntoarcere, o redescoperire a valorilor care sunt deja acolo, a ființei care vrem cu toții să fim, pentru că așa cum spune și Dalai Lama, noi cu toții ca oameni aspirăm să fim fericiți și să stăm departe de suferință. Și așadar asta ne leagă pe toți și prin asta suntem cu toții în această poveste. Și asta o numesc ei our shared humanity, sau umanitatea pe care o împărtășim cu toții. Așadar, fiind cu toții în asta, aceste valori cumva devin universale. Nevoia de a primi grijă, dar și de a oferi grijă. Și ceea ce s-a întâmplat a fost că ușor, ușor, Dalai Lama a încurajat o educație bazată pe compasiune, care să nu țină de o religie, care să nu țină de budism sau de creștinism sau de islam, ci să țină de valorile pe care le împărtășim cu toți. Da? Și printre acestea, compasiunea, generozitatea, răbdarea, iertarea sunt aspirații. Da, sunt calități care sunt găsite în toate aceste culturi, în toate aceste religii, în toate aceste tradiții. Și tot ceea ce încercăm și noi la CERC și alții la rândul lor, este să găsim un teren comun în care să ne întâlnim ca oameni. Și să aducem practici care nu lezează nicio religie, dar în același timp în care ne regăsim cu toții, care să scoată la suprafață puțin câte puțin această ființă luminată, luminoasă care suntem. Puțin mai devreme ai pomenit cuvântul neuroștiințe și imediat mă gândeam la o altă carte a lui Dalai Lama, publicată în colecția Dialoguri, și aici fac o paralelă între cartea pe care noi o prezentăm astăzi, Potențialul nostru uman, și convorbiri cu Dalai Lama despre minte, mindfulness și natura realității. Cartea se numește Mănăstirea și microscopul și știm că de mic copil Dalai Lama a fost pasionat de știință. Iar una dintre întrebările retorice pe care noi le-am pus în cadrul acestei campanii și de la care ne-am dorit de la invitații noștri un răspuns este: care este raportul dintre budism și neuroștiințe? Cu atât mai mult cu cât foarte bine ai punctat faptul că când vorbim despre budism, nu ne raportăm neapărat ca la o religie, ci ca la un mod de a trăi. Eu cel puțin așa văd. Știința sau arta de a trăi cu sens.
aș numi-o eu. E metaforic, așa mi-a venit în momentul acesta, dar gândindu-mă la toate aceste virtuți, empatie, compasiune, conexiune cu celălalt, înțelegere, o bună comunicare, iubire binevoitoare, toate aceste formule le regăsim în budism și ele practic formează de fapt modul acesta, stilul acesta de a trăi cu sens. Budismul și mai ales budismul tibetan au fost, ca să zic așa, revelate lumii târziu, abia în secolul 18-19, când puținii călători care au ajuns în Tibet au reușit să împărtășească ce se întâmplă acolo și când, după acapararea Chinei, acapararea Tibetului de către China, o bună parte din învățații budiști tibetani au ajuns la Dharamsala și în nordul Indiei, unde s-au stabilit și acolo, ușor-ușor, a început să existe un tot mai mare interes din partea vestului. Mai întâi la nivel de oameni curioși să afle ce este cu budismul tibetan și ușor, ușor, de vreo mai bine de 25 de ani, tot mai mulți cercetători au inițiat un dialog cu Dalai Lama și el fiind foarte deschis să reveleze lumii ceea ce de-a lungul miilor de ani au practicat în temple și într-o societate foarte închisă, așadar, au vrut să se deschidă lumii și acest efort de deschidere a fost unul de curiozitate reciprocă. Oare ce are știința de oferit lumii, da, budismului tibetan, și ce are de oferit budismul tibetan lumii? Astfel că regăsim în ambele părți, regăsim un dialog fructuos. Astfel, mulți călugări budiști au plecat să studieze științe umaniste, dar și științe exacte, ca să completeze cumva educația. Da? Căci dacă ne focusăm doar pe unul și lăsăm deoparte celălalt, suntem cumva incompleți. Da? Și așadar, ușor, ușor, neuroștiințele sau științele minții, ca să zic așa, au început să investigheze, practicanți budiști cu o lungă tradiție de meditație. Și i-au pus la fMRI, da? Le-au pus să vadă cum este creierul lor în meditație, care sunt efectele meditației asupra stresului, asupra stării de bine, acest well-being pe care tot îl întâlnim. Și ca să vezi, ce descoperim este că mintea noastră este uluitor de capabilă să evolueze astfel încât să gestioneze stări care poate altora le-ar fi foarte dificile. De exemplu, meditatori care, să zicem, stau la 0 grade și reușesc să fie perfect echilibrați. Dar asta este deja o extremă. Pentru cei mai mulți, chiar și o practică de 10 minute s-a dovedit a fi o practică de meditație, vreau să zic, 10 minute, s-a dovedit să aibă 10 minute pe zi. 5 zile pe săptămână, s-a dovedit a avea multiple beneficii care au de-a face cu sănătatea corpului, da? Dar și a minții. Abilitatea de concentrare, scăderea nivelului de stres, dar dincolo de asta, s-a dovedit a revela o mai bună claritate în ceea ce privește abilitatea noastră de a conține emoții dificile, gânduri negative, da? Și de a nu mai pica în capcana pe care tot ca oameni o avem, de a fi cumva mânați de emoții, da? Sau de gânduri negative. Aveam această înclinație în minte de a reacționa foarte repede la ceea ce este negativ, neplăcut, nedorit, da? Și de a fi nevoie de foarte multe momente de bine ca să se așeze acolo în experiență. Da? Uneori se spune în neuroștiință că este nevoie de 5 fapte bune care să facă trecută o veste rea pentru cineva. Da? Și de 21, am mai auzit eu, și de 21 de zile ca să renunți la niște obiceiuri, să spunem, nesănătoase, practicând obiceiuri sănătoase, iată și meditația. Da. Și astfel meditația mindfulness a apărut ca una dintre multe resurse care sunt la îndemâna oricărui
oricărei persoane interesate de a fi mai bine, de asta mai bine cu sine însuși, de a explora potențialul propriei minți și a propriei ființe. Da? Și e nimic ezoteric în asta, vorbim de lucruri cât se poate de practice, de a fi în stare să avem relații civilizate unii cu alții, de a nu ne repezi la cel mai mic impuls și la cea mai mică emoție de frustrare sau gelozie. Sau, da? Vorbim de a fi în stare să ne ducem activitățile de zi cu zi de o manieră care să nu ne consume foarte mult, să nu ne ducă la burnout. Da? De a avea grijă de familie și de ceilalți, de a avea energie pentru asta. Da? Așadar, de a avea energie pentru lucrurile care ne fac plăcere și a diminua impulsurile, tentațiile care ne duc acolo unde poate nu ne dorim. Da? Și pentru asta nu este doar meditația ca unealtă, este și rugăciunea și budiștii se roagă, da, au și ei o formă de divinație. Cele mantre ale lor sunt ca o formă de rugăciune și acționează cumva la fel. Au meditația bunăvoinței în care își doresc bine lor înșile, dar aduc în minte și imaginea cuiva căruia să-i dorească bine. Chiar și extinzând acest dorit de bine, chiar și oamenilor cu care suntem în relații dificile și chiar, cum spun ei, și oamenilor pe care îi considerăm chiar dușmani, dacă avem așa ceva. Da? Și dacă întreabă cineva bun, dar de ce i-aș dori bine unei persoane cu care am relații dificile și de ce, poate chiar dușmanul meu, de ce să-i doresc bine? Pentru că, dincolo de diferendele dintre noi, avem la bază aceeași umanitate. Ne dorim cu toții să ne fie bine și acționăm pentru asta așa cum crede necuvință, uneori nevăzând toate rezultatele acțiunilor noastre, da? Și dorim să evităm ceea ce ne face rău. Iarăși, în încercarea asta, neînțelegând poate cum facem altora rău. Așadar, onorăm cumva când ne gândim la cineva cu care avem relații dificile, să-i fie bine, onorăm nu neapărat cealaltă persoană, onorăm procesul de vindecare din noi față de cealaltă persoană, pentru că a sta cu cineva în relații dificile ne face bine în primul rând nouă. Da? Și asta este doar un exemplu din practicile care se regăsesc în tradiția budistă și care au reală valoare și în societatea vestică, dar și în societatea în care ne aflăm. Bineînțeles, pentru fiecare, așa cum crede de cuvință, adică luând de acolo ceea ce crede că îi face bine, păstrând o minte critică, ne luând de-a gata așa, pe nemestecate, orice vine dinspre budism, doar pentru că este budism. Da? Buddha a încurajat întotdeauna o minte cu discernământ, o minte care să judece pentru sine, oriceea ce primește ca mesaj din partea celorlalți. Da? Și asta este cultivat mai întâi în budism. Da? Nu luăm nimic pe nemestecate, vedem cum se reflectă în noi experiența, vedem cum ne face nouă bine asta, vedem cum impactează pe ceilalți și o introducem gradual în viața de zi cu zi dacă considerăm că are efecte benefice. Așadar, cu mintea clară și trează. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre potențialul nostru uman, Calea Budistă a Compasiunii, Altruismului și Liniștii Interioare, o carte scrisă de Dalai Lama și publicată în colecția Himalaya Editurii Herald, în cadrul campaniei Ce ne transmite budismul, învățături și practici cotidiene. A fost alături de noi Marius Luca, facilitator programe de educație socio-emoțională în cadrul Fundației CERC. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile extrem de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Să fiți bine!